Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul meu din această seară este un politician, spun eu, rasat, un om care știe cum și ce trebuie să faci pentru politică, dar o mie de vorbe, doi bani nu fac. Invitatul meu din această seară este domnul deputat Marin Anton. Bună seara, domnule deputat. Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor giurgiuvenilor. Mulțumesc de invitație. Când mă prezentați așa, așa mă simt și eu mare. Mie trebuie să spun că vin aici cu plăcerea dumneavoastră și prea multă prezentare, prea multe vorbe de bine, așa mă gulesc, dar... Atunci o să mă străduiesc pe parcursul emisiunii să nu vă mai fie chiar atât de confortabil. Vă rog. Da, ei, glumesc. Nu glumiți, luați-o, eu iau în serios. Nu. Dacă cumva greșesc, vă rog să mă corectați. Ați fost PNL, PDL, PNL, PMP, un EPR. Am greșit? Am omis? Bine. Nu. Ia că... Da, nu, zona liberală, zona mea liberală e foarte clară. Eu am greșit când am plecat din PNL pentru o datorie, știți bine, și eu v-am spus totdeauna adevărul. Am avut o datorie față de Elena Udrea, o datorie de obraz. Și atunci, o spun și acum și o să spun mereu că adevărul e unul singur. Într-un moment greu, mie singurul politician din România care m-a ajutat a fost Elena Udrea. Și am promis atunci că în momentul în care, în orice moment al vieții, va dori și va face așa, Anton, am nevoie de tine, o să-i răspund cu aceeași monedă. Chiar dacă am început un drum care nu face cinste și am început să merg de colo-colo, nu face cinste, asta e o explicație pentru adevăr și pentru ceea ce am reușit cu onoare să mă achit față de doamna Elena Udrea. Eu, la mine contează foarte mult obrazul, contează foarte mult să crezi în oameni și să răspunzi oamenilor cu credință și atunci când îți fac un bine, să le întorci binele pe care ți l-au făcut. Am înțeles. Știți foarte bine, știți foarte bine că în perioada cât am fost eu președintele PDL Giurgiu, la Ministerul Dezvoltării, unde doamna Elena Udrea era ministru, au fost aduși foarte mulți bani în Giurgiu, foarte mulți bani în Giurgiu și are un merit deosebit. Deci pe atunci m-a ajutat și ca ministru și vă repet, într-un moment politic greu pentru mine, mi-a sărit în ajutor. Și eu asta n-am să uit și chiar dacă am făcut greșelic, pentru că eu ultima perioadă în Giurgiu și din punct de vedere politic am greșit. Eu n-am rămas într-un partid mare. Am ales să fiu un partid de mici. Din punctul meu de vedere au fost greșeli. Viața ne va arăta ce se va întâmpla cu noi în viitor. Asta a fost viața mea, mi-o asum și e un mare adevăr. Ce mă surprinde și deodată apreciez a noastră, faptul că oameni care au fost în imediata noastră apropiere, și nu mă apuc acum să le spun numele pentru că nu vreau să-i pomenesc, v-au trădat. Și totuși noastră aveți încredere în oameni. Domnul Mandu, la mine contează obrazul și onoarea. A contat totdeauna. Eu m-am ținut de cuvânt față de toată lumea. Nu există un om în Giurgiu să spună, ba există o singură doamnă în Giurgiu care poate să-mi reproșeze ceva, în județul Giurgiu, nu în Giurgiu, este din Herești, care poate să-mi reproșeze ceva. Și eu mi-am recunoscut vina de încă de când am greșit față de dumneavoastră. Dar în general mi-am păstrat cuvântul și chiar dacă am pierdut, n-am fost ipocrit niciodată. Mi-am văzut drumul meu care înseamnă obraz în primul rând și onoare și chiar dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, unii m-au trădat, eu nu i-am considerat trădători, am considerat că la un moment dat și-au văzut de drumurile lor. N-am fost supărat pe nimeni sau chiar dacă am fost supărat în momentul acela, mi-a trecut pe foarte mulți supărarea. Eu prefer să merg pe drumul meu așa cum v-am spus înainte. Cei care nu vor să meargă pe un astfel de drum își croiesc drumul lor și eu oricând, eu să știți că niciodată nu m-am întâlnit cu un Giurgiuvean
pe care l-am cunoscut și a fost în imediata mea apropiere, pe care să nu-l privesc în ochi, pe care să nu-l salut și pe care să fiu supărat. Dar am văzut mulți că în momentul în care mă uit în ochii lor, feresc privirea, se uită în altă parte și de multe ori încearcă să nu se vadă cu mine. Nu, eu prefer conduita asta, e o conduită asumată, chiar dacă la un moment dat politic a pierdut. Dar o să vedeți că în timp și trăgând linie, toată această pierdere care a fost și care dumneavoastră o numiți trădare, se va întoarce în favoarea mea, pentru că Dumnezeu știe să le orânduiască pe toate. Și vă spun eu, suma tuturor bunelor și relelor din viață va fi judecată de Dumnezeu și se va egala. Dacă eu în politică astăzi dumneavoastră credeți că m-au trădat mult, și eu aștept de la cei care dumneavoastră credeți că m-au trădat să vină spre mine și să mergem înainte, să facem o politică bună pentru Giurgiuveni. Domnule deputat, tactica dezinformării prin zvonuri este o tehnică ar fi cunoscută, adică nu e nicio noutate, nu constituie nicio noutate acest mod de a aborda, eu știu, sau de a încerca, acum se folosește un termen, eu nu l-am cunoscut până de curând, băgarea bățului prin gard, îl cunoșteați? Este specific nou de aici, din zona de Giurgiu, și eu l-am auzit în Giurgiu, să bagi bățul prin gard. Și am văzut că a fost preluat și de alții politicieni, da, la nivel național. Dar e din zona noastră. Și știți, mie domnul Dinu Giurescu, da? Istoricul nostru mare, care s-a ocupat foarte mult de ceea ce înseamnă Giurgiu, și mi-a spus un lucru care e tot de la noi și tot vis-a-vis de giurgiuveni, care nu, e o lozingă care nu ne face cinste, dar și eu și toată lumea fiind giurgiuveni, el mi-a zis așa: vorbă bună, gând viclean, caracter de giurgiuvean. Deci, uitați-vă, e destul de ne caracterizează, sau ne-a caracterizat, că exact așa mi s-a adresat mie: ești din Giurgiu? Da, zic, ești din Giurgiu. Și ești mândru că ești din Giurgiu? Zic, da, sunt mândru că ești din Giurgiu. Și ce știi despre, știi cu ce s-a caracterizat giurgiuvenii în istorie? Și mi-a spus asta, care, sincer, nu mi-a făcut... E părerea dumnealui? Nu, spune că... Întreba giurgiuvenii vechi, giurgiuveni de aici, din oraș. Să știți că mai am întrebat pe... Am întâlnit într-un cartier din Giurgiu, care știau exact de această zicală. Dar se pare că vine din istorie. Din istoria noastră, din istoria giurgiuveană. Giurgiuveana, orașul. Cred că orașul ducem prea departe de nu ceea ce... Nu ne ducem prea departe. E totuși... Să nu spuneți că pe Dinu Giurescu îl cunoașteți și dumneavoastră, și e un istoric apreciat. S-a ocupat foarte mult de istoria românilor. Și... Revenim la bățul prin gard, vă rog eu să... La bățul prin gard. Păi da. Tot de la bățul prin gard, care e tot de aici, din zona noastră, să știți. Eu prima dată bățul prin gard, dacă vreți să... Prima dată am auzit la Prundu. Eu prima dată la Prundu am auzit chestia asta cu bățul prin gard. Bățul prin gard, am mai auzit iar un neologism din ăsta, cred că neologism arhaic. Parandăret. Para în deret. Numai că ei le-au legat, e un turcin din ăsta, zice para în deret. Da. Nu mai zice para în deret, îți dau paraua și trebuie să-mi dai înapoi ceva. Și le-au legat și a ieșit para în deret. Nu. Adică e șpagă. Șpagă. Asta înseamnă, adică... para în deret. Dar nu la asta vreau să mă refer, nu la șpăci, dacă vreți o să vorbim și de spăci, dar nu asta mă interesa. În ultima perioadă, dumneavoastră, prin presa noastră și mai ales oamenii, nu mă surprinde, în schimb, chiar îmi place lucrul ăsta, dumneavoastră sunteți un om foarte cunoscut și se discută despre dumneavoastră. Și mulți dintre oameni mă întreabă, ce, doamne, în ce partid mai e domnul Marin Antonule? Vrea să fie președinte Consiliului Județean? Toți oamenii știu lucrul ăsta, deci nu constituie o noutate. Numai că ați fost plasat la PMP, acolo se spunea că vreți să candidați pentru postul de primar.
Ați fost plasat la PMP? Nu, asta chiar, asta cu cine a dat PMP, nici nu știu cine. Nu știu cine a dat. Vă spun după emisiune. Nu, îmi spuneți după emisiune. Nu știu, chiar n-am avut... Nu știu de unde a venit. Chiar asta nici nu știu de unde a venit. În ceea ce privește, în ceea ce privește discuția vis-a-vis de Partidul Național Liberal, pentru că asta aici. Înainte de a explica tot asta, dați-mi voie să vă spun ceva. Astăzi, nu e 1 aprilie, nu. Ies dintr-o conferință de presă și un prieten drag sufletului meu mă sună și mă întreabă. Cred că se uită la televizor și așteaptă să vadă ce spuneți noi. Zice: păi spune-mă repede, toată lumea prin oraș vorbește că domnul Marin Anton vine președintele PNL-ului, că de la București, datorită faptului că au migrat foarte mulți din PNL sau au fost dați afară sau au plecat de bunăvoie și nesiliți de nimeni, de la București s-a stabilit deja, domnul Marin Anton vine președintele PNL-ului. Eu nu știu așa ceva ce s-a stabilit. Deci bă, eu vă spun că același lucru i-am spus și eu colegului meu. Bă, zic, nu știu nimic. Astea sunt dezinformări din astea ca să creeze stări din astea de... Dom'le, practic, ce se trăiește prin asta? Să-i înnebunească pe oameni. Oamenii să nu mai știe. Nu știu, dar sunt făcute intenționat, după opinia. Sigur că da. Și sorgintea lor este în zona PSD, domnul Bădălău. Pentru că am văzut eu, după cum se mișcă în teren și după câte discută și inclusiv domnul Bădălău în teren, au o frică așa, o sfială. Poate că ei sunt foarte puternici. Dacă nu le-ar fi frică de asta, să știți că nu sunt foarte puternici. Eu să fiu în locul domnului Bădălău, chiar asta acasă la Bolintin liniștit. Să ai 40 de primari acum în locada ta. E o întrebare, chiar iară, e o întrebare. Dar așa cum se prezintă situația astăzi, așa cum se prezintă datele problemei astăzi pe 1 aprilie și noi o păcălare, un adevăr, domnul Bădălău cu PSD-ul stau foarte bine în ghete și în teren. Asta nu înseamnă că până pe 26 aprilie, când este ultima zi de înscriere a candidaturilor pentru primar și consiliul local și consiliul județean, nu se mai pot face schimbări și nu se mai poate întâmpla nimic. Ba din contră, eu am discuții zilnic cu primarii, încerc să-i lămuresc că nu e bine drumul spre PSD, că altul trebuie să le fie drumul lor, pentru că eu cred că în următorul exercițiu electoral 2016-2020 guvernarea va fi pe partea dreaptă și o orientare a lor către dreapta ar fi foarte bună. Vedeți, avem în istoria noastră recentă, și dau numai ultimele două campanii electorale, când am avut președinți de Consiliu Județean în antiteză cu guvernarea. Acum am impresia că mergem la aceeași greșeală și nu știu, parcă e un concurs cine e mai tare la PSD, cine e mai tare, cine îi face mai bine ghetele domnului Bădălău. Nu știu de ce concursul ăsta. Asta este situația. Eu doresc o unitate a tuturor forțelor în jurul meu sau în jurul altuia, n-am nimic împotrivă, dar să putem lupta forțelor politice din Giurgiu, mă refer strict la Giurgiu, pentru că noi discutăm situația județului Giurgiu, pentru a lupta cu PSD-ul. Și e mult până un primar sau doi evadează din strânsoarea asta și din presiunea asta a domnului Bădălău. Nu știu, e o presiune, ei îmi spun, foarte mulți dintre ei, nu chiar toți, dar marea majoritate dintre ei spun că e o anumită presiune pe care o încearcă domnul Bădălău prin instituțiile deconcentrate, prin instituția prefectului, o fac asupra lor. Amenințări? Nu vreau să intru în amănunt, pentru că totuși instituțiile de forță din județ și în special prefectura, să știți, prefectura care ar trebui să fie neutră. Eu am exemple nenumărate ale doamnei prefect, ascultați-mă, ale doamnei prefect, în care nu este nici măcar nu dă aparența de neutralitate
Dar asta, eu am încercat să stau de vorbă cu dumneai și sunt deputat. Eu sunt deputat. Și am încercat, chiar am căutat-o câteva ori la birou și n-a avut niciodată timp, n-a avut timp, din diverse motive, să discutăm. Chiar m-am programat cu, în anumite perioade, mi-am cerut doamnei să stăm de vorbă și... Și n-a reușit să... A inventat o fel de motive, că baie pe... plecată din birou, baie în altă parte. Eu am înțeles, asta este atitudinea dumneai. Asta face, dar presiunea asta, presiunea asta a PSD-ului prin instituțiile și în special prin instituția prefectului este cunoscută. Chiar ați văzut, am văzut chiar acum. Eu nu m-am băgat într-un scandal de la Prundu. Cineva a făcut greva foamei acolo și nici măcar a făcut greva foamei ca să fie ascultat de prefectă, nu pentru altceva. Deci nici nu mai conta ce spunea, dar el a făcut greva foamei și s-a instalat în fața prefecturii ca să fie ascultat doar de prefectă. De ce? Pentru că acolo e un primar PSD și nici măcar PSD, că văd că el va candida independent. Dar mă rog, nu știu de ce, nu se comportă și nu aplică legea, pentru că dumneavoastră ar trebui să facă lucrul ăsta pentru toată lumea. Cine se duce la prefect, se duce... Apropo de prefectă, domnul Gheorghe Ștefan... Da? În urmă cu două săptămâni și acum a revenit, nu înțelege de ce prim-ministru Cioloș nu produce schimbarea doamnei prefect în Giurgiu, pentru că zice că se cunoaște la absolut toate nivelurile, că doamna prefect este PSD-istă fără carnet de partid și că execută ordinele domnului senator Nicolae Bădălău și în condițiile date și vin cu probe cu date certe care au fost prezentate primului ministru și cu toate astea nu schimb. A zis că ultima formă pe care o mai iau e să se ducă în fața prefecturii și să facă o formă de protest. Poate în felul ăsta cineva înțe... Numai că eu mă gândesc să nu fie deja tardiv. Nu, ca să faci ordine și ca să înlocuiești un om care este total pe un post care ar trebui să fie neutru și face politică și face politica unui partid și se vede la distanță. Domnul reprezentantul guvernului în teritoriu ar trebui să fie apolitic, cel puțin teoretic. Dar, domnul Mandu, să știți că și eu am trăit și ne mințim. Asta e o minciună pe care o facem toți politicienii. Și eu am avut prefect pe Robert Cristoi, dar aveam ușa deschisă, dar niciodată n-a făcut abuzurile pe care le face acum și chiar dacă mi-a trăznit mie prin minte ceva, când mă duceam la prefect, mă punea la punct. Era o doamnă acolo de la serviciu juridic și erau câțiva acolo care când mă duceam cu o năzdrăvănie, că o preluam probabil din teritoriu, mă puneau la punct. Acum nu există această punere la punct din partea prefecturii acolo, dar orice îi trece prin cap lui Nae Bădălău și se duce acolo, execută întru totul doamna prefect, expunându-se foarte mult. Să nu uitați că fiind pe un asemenea post, expunerea, acest sprijin al lui Nae Bădălău și al PSD-ului nu va fi la infinit. Doamna are o expunere extraordinar de mare. Nu e tema mea și nu vreau eu să mă lupt cu o doamnă, pentru că e o femeie și n-am, dacă era un bărbat, probabil că reacționam altfel. Dar eu îmi văd de ale mele. Cert este că dumneavoastră se expune extraordinar de mult. Extraordinar de mult și știți, îi se poate întâmpla ceva rău, pentru că dumneavoastră are misiunea să respecte legea și să învețe pe mulți și pe toți să respecte legea, ori dumneavoastră e prima care nu respecte legea. Dar nu-i tema mea, chiar nu vreau să mai... Am discutat prea mult despre doamna prefect și îi doresc să... Haideți să ne mai la problemele noastre. Problemele pe care giurgiuvenii vor să le afle, de fapt nu e o problemă, e mai mult o curiozitate. Vor să știe în ce partid sunteți, din partea cărui partid intenționați să candidați pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. De fapt, pentru funția de Consiliu Județean. Domnul, eu v-am răspuns la întrebare, dar vă faceți că trebuie să precizez. Eu acum sunt un EPR. Asta este statutul meu acum. Un EPR trece printr-un moment foarte greu. Foarte, foarte greu. Și a ales acum conducerea acum săptămână și a ales în conferință conducerea. Știți foarte bine că
și am asistat la, la discuții foarte grele la nivel național între, între fracțiuni din UNEPR. Asta e problema internă. Ce eu v-am spus, îmi doresc și fac totul și vin și astăzi din teritoriu să facem o unitate de partide ca o contrapondere la, la PSD astăzi în Giurgiu. Pentru că eu cred că această forță care se va crea va fi cea care va fi de partea următoarei guvernări. Că domnii primari astăzi și toți primarii, și le-am spus-o și direct și le spun și acum pe, pe televizor, greșesc mergând astăzi la, la PSD, pentru că previziunea, fiind una din calitățile managerului, una din cele 5 calități ale managerului, previziunea lor ar trebui să, te, să îndrepte către o guvernare de dreapta, așa cum, așa cum s-a făcut în ultima perioadă alternanță la putere. Cred în acest lucru, îi sfătuiesc pe toți, asta nu înseamnă că le impun ceva sau ei ascultă de ceea ce le spun eu. Ei fac tot ceea ce cred ei că e mai bine să facă pentru ei. Îi și înțeleg din punctul de vedere, e opțiunea lor. Nu pot, nu le pot impune opțiunea mea. Dar de discutat, discut, spun și o să-mi fac, o să le mai spun încă de 10 ori până pe 26 aprilie, dacă se poate fiecăruia, ca să, ca să fie foarte clar. Eu sunt foarte dezamăgit astăzi de, de un prieten drag mie, de un ultimul mohican, ca să spun așa, care era dintre primari, care era aproape, foarte aproape de mine, de Gelu, de Costel Crăpânceanu, de la, de la Ghimpați, care a ales un drum greșit din punctul meu de vedere și asta e. Asta e. Asta e viața. Știți, e o, e o, e o melodie dragă mie pe tot de Mirela Petrean. Trăiască dușmanii și prietenii mei, știți? Și la un moment dat, asta e viața, mergem înainte, spune și ea. Asta e viața, mergem înainte. Prefer, prefer să pierd, dar să pierdem decât o, o înțelegere în spatele mesei și, și neonorabilă mie. Știți ce am înțeles eu din ce a spus azi? Am înțeles că dumneavoastră intenționați să veniți cu dreapta politică împotriva stângii, da? Da. Stați că m-ați, dacă tot a spus, dacă facem astăzi, dacă facem o socoteală a tuturor oamenilor politici din Giurgiu, primari, primari, se spune demnitari, demnitari, că primarii sunt primii demnitari ai, ai statului român. Și facem o, o statistică, o statistică, câți primari și câți, după aia, câți oameni politici, vorbesc chiar de, de parlamentari, da? Au sorginte liberală de dreapta și cât social-democrată de stânga, o să vedeți, o să vedeți că 80% sunt cu sorgintă democrat-liberală, liberali de toate părțile. Că și în ALDE. ALDE astăzi este, ALDE este o, tot de acolo care sunt în ALDE sunt liberali, da? Așa se declară. Primarii care sunt astăzi la PSD, dacă îi luați pe primarii care sunt la PSD, și încep să-i număr. Au, au origine PDL. Nu cred că sunt 10 primari. Nu cred. Nu sunt 10 primari PSD-iști. Deci Slobozia, Vedea, Bolintin Vale, nici măcar, nici măcar soțul ăsta de la Greacă n-are Călugărinu e social-democrat și cam atât. Și cam atât. În rest, în rest sorgintea lor este, este liberală. Deci uite, dar nu considerați uite, că totuși în lumea politică este mai important interesul personal sau de grup da, păi atunci, decât orientarea dacă interes, politică dacă interesul personal de, dacă, ar trebui să vină, vă, vă repet. Ce credeți că e mai important? Interesul personal da. Sau astăzi, interesul astăzi, astăzi, oamenilor? Să știți, astăzi să știți, astăzi să știți interesul, bine, pentru ei spun că interesul oamenilor. Astăzi pot face proiecte și pot accesa banii europeni fără a avea nevoie de un sprijin politic așa cum a fost în perioada mea.
În perioada mea, când am fost președinte de partid până în 2012, greu ajungeau primarii sau cineva dacă nu era un sfert la puterii. În perioada ultimilor ani, ați văzut, indiferent din cam ce partid era, făceai parte, aveai, puteai să ai acces, pentru că vă mai spun ceva. Uite, iarăși un lucru care trebuie spus. Trei comune din județul Giurgiu sunt cele mai sărace, între cele mai sărace 10 comune din țară. Și dacă punem 10 cele mai sărace comune din țară, pe locul 2 din coadă este comuna Răsuceni, pe locul 5 este comuna Schitu și pe locul 9 comuna Topor. Statistica e făcută cu noi. Acum să știți că domnul primar Ionescu Costin de la Topor a făcut foarte multe și cred că dacă se iau realizările din ultima perioadă, nu știu dacă mai acolo. Dar în orice caz, ele vor fi tratate special în următorul exercițiu electoral. Și indiferent cine va fi la putere, ele vor avea foarte mulți bani de dezvoltare prin Ministerul Dezvoltării. Aceste 10 comune cele mai sărace vor avea o abordare specială și impusă într-un fel de Uniunea Europeană. Nu uitați că județul Giurgiu a ajuns să fie de la, și nu spun eu, nu spun politicieni, este un document pe indicatori de nivel de trai și indicatori urmăriți la nivel european. Și cei care fac acești indicatori au ajuns județul Giurgiu să fie pe ultimul loc, să bate cu Telormanul, când unul, când altul, când e pe ultimul loc, funcție de indicator. Când e pe ultimul loc, când e pe penultimul loc. De când se bate Giurgiu în situația asta, domnule? De ultimii chiar trei ani. Înainte eram mai bine. Pe vremea când eu eram Giurgiu era situat al 29-lea județ din România. Deci acum a ajuns pe... Și veneam din 33-34, veneam spre 29. Astăzi, cu toate că s-au adus bani și primarii... Că asta le spun și domnilor primari. Băi, oameni buni, voi nu înțelegeți că voi n-ați primit cât trebuia. Din moment ce Giurgiu a adus în perioada asta pe locul cel mai sărac județ din România. Cel mai sărac județ din România. Voi nu înțelegeți că au fost bani și s-au dus în alte zone și Giurgiu, chiar dacă voi ați primit bani, voi sunteți mulțumiți că n-ați primit, că ați primit mai mult decât altă dată, dar niciodată că trebuie să fiți mulțumiți de ceea ce trebuia să primiți. Și aceasta mi-o spun, eu am stat cu foarte mulți primiți, domnule, dar am primit, am făcut asta. Ok, ai primit, dar te-ai întrebat vreodată cât trebuia să primești? Ce trebuia să primești? Știți foarte bine că până în 2018 toate localitățile județului Giurgiu, toate 54, trebuie să aibă asfalt peste tot, deci drumuri, trebuie să aibă apă, canalizare peste tot. Asta este o sarcină. Ori credeți-mă, dacă mergeți la județele, în localitățile din Ardeal, veți găsi foarte puține ulițe neasfaltate și sate fără apă și canal. La noi în Giurgiu, că mă uitam, că spunea, era foarte nemulțumit, nu știu cine, de la Ministerul Transporturilor. La noi în Giurgiu avem drum național de pământ. O spun de 4 ani. A rămas în același stadiu. Mi-a rămas proiectul acolo și absolut în același stadiu. Absolut în același stadiu. Și ne întrebăm, am vorbit să facem legătura între sudul țării și București prin DJ 412, de la Greaca, Prundul spre Mironești în partea aia. A rămas în aceeași fază de proiect, dar n-am ce a comenta. Eu îmi doresc să fiu președinte județean pentru a rezolva toate aceste lucruri mari, dimensiuni mari, lucrări mari ale Giurgiului. Introducerea Giurgiului în circuitul economic. Giurgiu este complet izolat astăzi. Orașul Giurgiu este complet izolat. Dacă se mai n-ar fi podul ăsta de la Giurgiu Ruse, am fi ca o Giurgiu, orașul, reședință de județ. Nu s-ar întâmpla nimic.
toată lumea, Giurgiu spune că nu are unde munci și știm și dumneavoastră și eu știm că principal, pot să le vorbesc eu la Giurgiu Vem până mâine de apă, de canal. Ei o să mă întrebe, o să spun același lucru, dăm de muncă, domne, dăm să muncesc. Dăm să muncesc. Este un oraș din punct de vedere economic izolat. Izolat. Asta s-a reușit. Astea sunt realizările din ultima perioadă. Nu mai vreau să dau exemple de genul ăsta. Chiar nu vreau să comentez. Eu o să vine și campania electorală. Sper să adun în jurul meu sau în jurul altuia. Eu sunt de acord să fac echipă și cu oricine altcineva. N-am nicio pretenție să fiu eu contraponderea sau eu să fiu port standardul luptei anti-PSD. Dar îmi doresc să reușim să ne adunăm cei care am fost și care suntem și gândim într-un anumit mod, pentru că Giurgiu nu gândește PSD. Giurgiu, eu vorbesc de județul Giurgiu, inclusiv orașul Giurgiu, nu gândește PSD-ist, nu gândește stânga. În gândire, și credeți-mă că îi știu, sunt oameni de dreapta. Și dreapta va fi cea care va scoate și o politică de acest gen, realistă. Și nu o politică pe forță, pe presiune și pe... Vorbim de ulițele de la țară asfaltate. Da. Că e de strictă necesitate. Când a fost domnul deputat ultima dată pe străzile astea din Giurgiu? Știu, domnul, am fost. Am fost și astăzi, am trecut pe acolo. Păi dacă Giurgiu, care este oraș, arată deplorabil, mie mi-e rușine să vă invit la mine. Păi da, eu vă spusei, că mă olteni acum brusc, vă spusei înainte că județul Giurgiu este cel mai sărac județ din România. Păi de ce credeți? Că sunt acești indicatori. Care e nivelul de asfaltare? Care e nivelul de trai? Cu ce mănâncă? Ce pun pe masă? Câtă hârtie igienică se consumă în județul Giurgiu? Câtă pastă de dinți se consumă în județul Giurgiu? Este un complex de factori și analize. Date statistice care nu-l fac eu. Îl fac alții și asta înseamnă sărăcie. Păi dacă vezi că la Giurgiu, în loc să se consume, este mult sub media europeană la consumul de pastă de dinți, de ce credeți dumneavoastră că oamenii nu consumă de pastă de dinți? Că nu vor ei să consume? N-au bani! Înainte de a vă pune întrebările pe care mi le pun telespectatorii noștri, eu vreau să mă edific un singur lucru și pe care am să vă întreb ce vor să afle telespectatorii noștri. Lămuriți-mă acum, nu mâine, acum. Cum vedeți noastră posibilă o aliere a forțelor de dreapta ALDE, PNL, mă refer la Giurgiu? Când știți foarte bine că există distensiuni și factori care nu pot să înțeleg, deci, care nu creează apropiere între cele două partide de dreapta. Ba din contră, creează așa, plusul cu plusul se respinge, nu? Eu nu vreau să vă răspund această întrebare direct, în stilul în direct, pentru că nu vreau să mai strânesc polemic. Animozități așa. Între membrii de dreapta. Păi atunci nu cum vreau eu să fiu... puteți apropia? Discutăm cu ei, cu fiecare în parte. Și știți ceva? Hai să le spunem telespectatorilor. Eu am spus așa la telefon când am discutat cu dumneavoastră și v-am spus următorul lucru. Că ar fi bine ca liderii de dreapta, ăștia care se consideră, inclusiv dumneavoastră, să vă strângeți într-un birou, nu-i nominalizăm, nu? Noi, și dacă e cazul, să vă dați și câte un pumn să vă umflați ochii. Dar când deschideți ușa și ieșiți de acolo, să aveți o soluție pentru oamenii acestui oraș. Credeți-mă, vă rog, noi asta aveți perfectă dreptate. Nu s-a făcut nimic. Oamenii sunt debusolați. Oamenii nu știu în ce parte sunt. Nu. Dar pentru asta... Nu sunt de acord că nu s-a făcut nimic. S-au făcut s-a făcut lucruri proaste. Dar s-a făcut puțin... Și prost față de ce trebuia Bun. Să fac. Cum considerați noastră? Eu știu că dacă oamenii nu au un lider, nu pot fi conduși. Așa. Dintre partidele și cum s-au scindat acum, nu e, găsiți un lider sau auto-intitulați-vă noastră lider, puneți piciorul în prag, chemați-i pe toți și stabiliți odată până nu e prea târziu. A. Pentru că vă spun eu, nu sunt mama Omida, dar vă rog să mă ascultați. E, în condițiile în care nu vă veți ralia, nu veți fi împreună, dacă faceți jocurile PSD-ului. Și atunci
să mă ierte Dumnezeu, putem să dăm din gură, să avem idei extraordinare, să revoluționăm Giurgiu, dar dacă vom continua în felul acesta și vom fi scindați și separați și rupți, nu veți reuși să nimic. Să știți că această opinie pe care o spune dumneavoastră, pe care o am și eu, o au și foarte mulți dintre colegii mei cu care am lucrat în Giurgiu. Au această opinie. Cert este că nu putem sau n-am putut până în acest moment. Nu-i timpul trecut. Eu am această speranță, mă trezesc în fiecare dimineață cu speranța că Bunul Dumnezeu ne va da mintea cea de pe urmă celor care suntem, vă repet, 80% numai din primari sunt de origine de dreapta și în jurul, dacă faceți câți primari au pornit din PNL, PDL vechi astăzi, o să vedeți că 80% din ei sunt originea asta, wow. Și totuși sunt la PSD. Eu nu o pun decât pe baza presiunilor pe care sunt făcute, că nu e o dragoste așa nebună să vezi că e o iubire eternă. Nu știți ce mă bucură, păi. Acum haideți să mai glumim puțin, că o am tot de la unii primari din PSD. Știți că nu, spun acum, dacă tot am apucat să spun, că eu pe 28 mai, deci cu o săptămână înainte de alegeri, domnul Bădălău și însoară băiatul și e nuntă mare. Și toți îmi spuneau, uite domnule, de ce o fi pus-o pe 28 când e ultimul weekend de campanie electorală și nu cumva mi-o fi frică că se întâmplă ceva până atunci. Probabil și Nicu Bădălău se gândește, bine, s-ar putea să gândește să plece la un moment dat de lângă mine, că nu sunt social democrați, sunt liberali în gândire. Știți ce mă bucură pe mine? Emisiunea noastră este urmărită de cei de la PSD, pentru că întrebările sunt clar venite din partea asta. Zice unul, zice că vorbește așa mai... Domnule Marian, ce ați făcut concret până acum pentru Giurgiu? Marian, de ce Marian? Că așa vrea el să vorbească, adică e șmecher. Niciunul din ei nu au curajul să-și decline identitatea. Ce spune? Stai, eu sunt Marin, domnule, și... Nu avem ce să discutăm. Nu, nu, că n-am ce să discutăm. Altă întrebare. Dar dacă nu spune, mă rog, poate să spun acolo și un nume. Nu mai stăm de vorbă. Dar... Am terminat cu prima, am trecut deja la a doua. Uite, dacă puteți vorbi de prezent, nu de viitor, că de vorbe suntem coteșiți. Aici sunt de acord cu... Da. Eu nu pot, dacă îi spun astăzi că eu n-am fost executiv, n-am avut funcție de execuție niciodată în Giurgiu, mă crede? Mă crede că n-am gestionat bani din Giurgiu, ba din contra, am adus proiecte în Giurgiu și în comunele din Giurgiu și asta când am fost în postura de executiv în Guvernul României. Nu, mai degrabă, cred că vrea să afle ce ați făcut pentru oraș. Pentru Giurgiu ca și oraș, nu e vorba de județ. Și aici mai vine cineva și zice, bună seara. Sunt născut, crescut în Giurgiu. Am 47 de ani. Îmi cer mii de scuze. Dar cine e Marin Antonie Giurgiuvean? Atunci nu-i vina mea că nu știi cine e Marin Antonie. Sau dacă a pus dacă are o întrebare ironică, ok, nu-i vina mea. Ce să fac? V-ați asumat lucrul ăsta? Foarte multă lume mă cunoaște. Foarte multă lume cunoaște. Da, nu, este greu să cred că cineva nu mă cunoaște, pentru că v-am spus că oamenii întreabă, dom'le, în ce partid este plasat, vă văd cu ALDE. Da, zilele astea și ultima perioadă am mers pentru că am încercat împreună cu ALDE să inițiem această echipă în jurul împreună cu ALDE, UNEPR ALDE. Încercăm și am și discutat foarte mult și cu primarii cum e mai bine să mergem fiecare separat, să mergem și să ne ajutăm în momentul când vom avea consilieri județeni. Cel mai important lucru de făcut acum, foarte important, target important, este ca PSD-ul așa cu acest număr mare de primari să nu reușească să facă 50% din consilieri județeni, că în momentul în care au făcut 50% vorbim vorbe, adică
ceilalți vor fi într-o opoziție 4 ani de zile totală. Fiind vorba de Consiliul Județean acum și că președintele va fi ales prin votul consilierilor, nu cred că va mai fi așa o opoziție. Când se pot avea întâmpla o multe. Și cu PNL-ul. Am discuții și cu PNL-ul. Să faceți când... echipă și cu ei. Să nu, nu, avem aceste discuții și nu e un secret. Am spus-o. Vreți să cred că o să vă văd pe dumneavoastră cu doi de la ALDE și doi de la PNL mergând în teritoriu? Domnul Mandu, în mod normal, dacă vă uitați la ALDE, ALDE este fiul Vitreg, nu Vitreg. Fiul plecat de lângă... Haideți să vă aduc aminte ceva. ALDE, da? Vorbim de ALDE. UNEPR. Da, uitați-vă la UNEPR. Haideți, păi nu, parlamentarii UNEPR. Nu, lăsați-mă să vă întreb acum. Că ALDE sunt liberali. ALDE sunt liberali, da? Nu cumva majoritatea celor care sunt acum la ALDE sunt cei care v-au ajutat pe dumneavoastră și pe domnul Lucian Iliescu să părăsiți PNL-ul? Nu mai îmi puneți întrebări, că nu răspund la aceste provocări, pentru că pe mine nu, astăzi, uite, vedeți, băgați bățul prin gard, așa cum spuneți. Nu, eu întreb. Chiar nu mai avem nevoie de niciun băț prin gard și trebuie să ne așezăm la masă și să dăm cezarului cel cezar. Nu, să dăm uitării, să dăm cu piciorul la toate lucrurile astea care ne-au despărțit și au dus la neînțelegeri între noi, pentru că și eu am greșelile mele, să știți. Nu înseamnă că am făcut totul bine. Eu mi-asum. Și în condițiile date nu e bine ca oamenii să știe. De exemplu, m-am grăbit în anumite momente și n-am avut răbdare. Răbdarea e o calitate a omului politic. N-am avut răbdare să aștept și să fiu umil. Și să aștept să vedem ce se întâmplă. Pentru că dacă... Puteți să fiți și umil și vertical în același timp? Da, pot să fie. Pot să fie și umil și vertical? Da. Adică să spuneți ceva de genul, să stați așa, dumneavoastră, să știți că sunteți cam prost. E, nu, asta nu. Asta nu înseamnă, asta înseamnă jignire deja. Păi dacă ăla nu e bun de nimic. Eu vorbeam de un... Eu cred că un om vertical atunci când cineva e prost, îi spune în față, băi, ești prost. Unul care e vertical. Nu neapărat asta înseamnă verticalitate. Nu? Dar cum îi spune? Eu consider că... Nu ești cazla pregătit, ar trebui să... În momentul când nu s-au întâmplat lucrurile care nu mi-au... Eu vorbeam de o nuanță foarte mare. În momentul când nu s-au întâmplat lucrurile la un moment dat într-un partid cum am crezut eu că ar trebui să întâmple, trebuia să am răbdarea și să rămân în poziția aia, chiar dacă nu îmi conveneau lucrurile. Până asta, așa am înțeles și eu umilința și răbdarea și verticalitatea. Pot fi interpretate, uite că dumneavoastră a dat o interpretare. Vă întreb ca cetățean al Giurgiului, nu al județului, al orașului de data aceasta, și să zicem că s-a stabilit că ceilalți candidați pentru funcția de primar se retrag de bunăvoie și nețiliți de nimeni și rămân trei. Primarul în exercițiu Barbu, Nicolae Florian și Vladu Alexandru. Care dintre acești trei candidați considerați dumneavoastră că merită să fie primarul acestui oraș? Nu răspund la această întrebare în momentul ăsta. Am înțeles. Nu e momentul să răspund la această întrebare. Am înțeles. Că nu aș face bine nimănui. Ca să nu zic că s-ar putea să fac rău. Nu, mă gândeam la verticalitate. Nu, acum pe mine mă interesează și sunt foarte atent cu ceea ce spuneam dumneavoastră în... Dumneavoastră acum folosiți de diplomație. Încerc să fiu diplomat ca să nu nasc alte controverse și alte discuții. Toate că și așa poți să ne dreptăți pe unii, că toată lumea să înțelege cu toată lumea, dar chiar aș dori că să ne așezăm la masă așa cum spune și să nu mai fie nicio controversă. Nu în momentul ăsta, îmi puneți-mi întrebarea asta peste o săptămână și vă răspund clar la ea. Eu vroiam să vă întreb peste o săptămână și chiar vă sun, îmi permit să vă sun pentru că sunteți omul care absolut totdeauna mi-a răspuns la telefon de câte ori am apelat la dumneavoastră și am avut câte o nelămurire. Să vă sun și să-mi spuneți ce ați realizat legat de ideea asta dumneavoastră, pe care eu sincer vă spun, o agrez,
ca dreapta, să văd că realizează ceva în comun. Și am să vă sun, să-mi spuneți, ați reușit să-i puneți la aceeași mață și să stăm... Nu trebuie să... că nu numai eu fac acest demers. Acest demers nu mi-aparține și mai sunt oameni de dreapta, mai sunt oamenii din zona noastră care sunt înțelegători și își doresc această construcție. Și n-aș vrea să vă dau nume, dar probabil că-i bănuiți. Deci nu sunt numai eu. Sunt vreo 4-5 oameni care discutăm foarte intens acest lucru. Și care au un grad de acceptabilitate, chiar v-aș surprinde. Dacă v-aș spune oameni care înțeleg fenomenul, eu am rămas surprins. Plăcut surprins. Pentru că toți am recunoscut același lucru. De ce, mă, de ce noi vedeți, care... aveți noi un numitor care comun. Avem un numitor. Acest lucru trebuie. Deja s-a găsit acest numitor comun și în momentul ăsta trebuie să-l... cum să spun, să-l finisăm. Știți ceva de asta? Să-l finisăm, pentru că... Lucrurile astea pe care dumneavoastră mi le spuneți, eu le cunosc, pentru că și eu am stat de vorbă cu fiecare în parte. Între protagoniști, da? Am stat de vorbă cu dumneavoastră. Dar știți ce mi-au spus fiecare? Că toți sunt și din ALDE cu impresia asta, și din PNL cu impresia asta, și din UNR cu impresia asta. Și mi-au spus lucrul ăsta și au recunoscut că e necesar și că e bun și că e bine. Dar niciunul, atenție, aici e problema. Zice, dacă mă caută, pe mine lucrul ăsta mă deranjează. Căutările au început. Deci dacă mă caut... Acum, clar că au fost atonări și sunt atonări și căutării de o bună perioadă de timp. Nu, vreau să-mi spuneți, joi vă sun și joi să-mi spuneți, ne-am întâlnit și e bine. Astăzi e vineri, o săptămână, lăsați-mă o săptămână. Cred că o săptămână să rămâneți lucrurile. Să lămâresc lucrurile și sper să lămâresc în bine. Așa cum haideți să vorbim mai bine puțin. Și să știți că și pentru nu-i bine nicio forță. Eu nu mi-aș dori o forță atât de puternică de niciun fel, ca cum apare astăzi PSD-ul, pentru că atâta timp când nu ai opoziție și nu ai cu cine, nu are cine te critica și nu are cine să-ți stea totdeauna să-ți analizezi. Dar la nivel central există posibilitatea realizării unui, dacă aici pe plan local se poate realiza o astfel de alianță, să-i spun, dar la nivel central credeți că e posibil o astfel de alianță a dreptei? Da. E mai repede se va realiza la nivel central. Mă surprinde pentru că... După cum ați spus, știți de ce spun lucrul ăsta? PNL-ul a avut o poziție foarte clară totdeauna. A spus, domnule, preelectoral nu discutăm cu nimeni, post-electoral ne așezăm la masă cu oricine care vedem ce rezultate are în urma... Păi eu știu dacă o să mai stea la masă dacă PNL-ul cere demisia. UNEPR-ul a greșit că s-a așezat totdeauna la în barca PSD-ului. A greșit. Vedeți, astăzi când a avut probleme, UNEPR-ul, cel care i-a dat la temelie UNEPR-ul a fost PSD-ul. Deci în momentul când faci chestia asta, bine că mulți colegi de-ai mei din UNEPR spun astăzi că, domnule, stai ușor, că ăla, sunt oameni trimiși de PSD-ul UNEPR, că suntem în parte ca special puși acolo ca să fim întotdeauna lângă ei, suntem o creație a PSD-ului. Ok, dacă dacă PSD-ul s-a purtat cu UNEPR-ul, eu te-am făcut, eu te omor, reușește acest lucru. Vorbeați dumneavoastră că mai repede se poate realiza la nivel central această alianță între ALDE, să zicem, și PNL, da? Păi eu vă întreb... Post-electoral. Păi da, vă întreb ceva, chiar și post-electoral. PNL-ul a solicitat ca domnul Tăriceanu... Asta e lupta. Domnul Mandu, să nu mai fie președintele Senatului, da? Vă aduc aminte că în 2009, când se făcea guvernul, când PDL-ul câștigase alegerile, da, și eram lider atunci, ne-au băgat într-un incubator. În sala din Modogai, nu din Modogai, eram de undeva din Cismigiu, ne-au băgat acolo toată lumea, toți liderii eram acolo, că se discută și nimeni nu concepea atunci să faci guvern PDL-PSD. Nimeni! De acord? Și toată lumea aștepta să facă guvern cu PNL-ul. PNL-ul o ținea, mi-aduc aminte, chiar Călin Tăriceanu, la vremea aia, ținea, zic, vori PNL-ul, că era la PNL atunci,
că din că ei vor neapărat să aibă prim-ministru, dacă faci, eh, cine crede? Deci post-electoral, funcție de cum sunt lucrurile, se poate întâmpla orice. Și părerea mea, că lucrurile s-au polarizat foarte mult în politica românească în ultima perioadă. Și vedeți că, și eu vă spun în calitate de om care a lucrat și în partidele mari și în partidele mici. Chiar partidele mici au puține șanse astăzi de a răzbate. Asta înseamnă că nu se poate. Dar le este foarte greu. Astăzi, când lumea s-a polarizat în jurul a două partide, practic, PSD-PNL și celelalte mici au probleme. Și cu atât mai mult trebuie să apreciate cele mici care vin cu realizări electorale puternice în 2016. Dar nu mai avem ce partide mici, ALDE, UNPR, PSRO și cam atât, și PMP. Da? Și cam s-a cam terminat. Și dacă vedeți toate aceste mici, alea mici, aproape că toate sunt pe partea dreaptă sau cu foarte mulți oameni din partea mai dreaptă. Mai puțin PSRO care pe ce? Stați că e Gioană, dar niciodată domnul Gioană n-a, din punctul meu de vedere, niciodată n-a fost un lider de stânga. De-aia probabil că și a avut situația care a avut-o și își caută drumul. E, pentru că a mai rămas foarte puțin timp, aș dori să mai întreb acum, în finalul emisiunii, ce se întâmplă cu DNA-ul ăsta, pentru că se continuă arestările și când în fiecare zi auzim de altcineva. E de bun augur? Domnul Mando, justiția trebuie să funcționeze, să fie neutră. După cum vedeți, eu nu cred că justiția e independentă. Pentru că văd oameni care, despre care sunt diverse declarații, diverse denunțuri, că da, nu se întâmplă nimic, și oameni care, despre care apar denunțuri peste noapte și care sunt, li se fac propuneri de arestare. A fost o întreagă discuție și vedeți că e o discuție și la nivel național vis-a-vis de independența justiției și despre implicarea, pătrunderea oamenilor din diverse servicii în justiție. Agenții acoperiți, așa. Sunteți prin presă. Și eu să știți că pe mine personal mă deranjează să fie în presă, să fie în viața de zi cu zi, de oriunde, să aibă serviciile să-și facă, pentru că eu una peste alta SRI-ul, cum să spun? Dar în justiție, asta vreau să spun. Și a făcut datoria față de țară și din punctul meu de vedere n-a reproșat SRI-ului ceva sau DNA-ului pe chestia asta. Numai că într-adevăr îți pui întrebarea dacă anumite dosare, anumiți oameni nu se focusează cineva pe ei. Și dacă sunt acest gen de agenți acoperiți în justiție, creează dublă comandă, având dublă comandă și comanda militară fiind pe primul plan, nu mai contează dacă ești vinovat sau nevinovat. Și acest lucru m-ar deranja. Mă deranjează, nu m-ar deranja. Știți ce mă deranjează pe mine cel mai mult? Dar vedeți? Și cred că tot dumneavoastră sunteți vinovat. Și chiar vă trec vinovat la asta, e partea noastră. Este inadmisibil. Doi fură împreună, da? Pe urmă, unul din ăștia se duce și își face autodenunț și îl părăște pe ălalt. Lui nu-i face nimic, îi dă drumul acasă și pe ăla îl bagă în pușcărie. Ce înseamnă asta? Ce fel de lege justiție asta? Justiție de mahala. Păi și nu dumneavoastră sunteți vinovat? Da. Când ziceți dumneavoastră... Când zic dumneavoastră, mă refer la toți parlamentarii. La tot parlamentul și așa, da. E. Da. Așa e. Dar să știți că eu am mâncat această pâine amară. Eu nu sunt jurist de profesie. În momentul când s-a trecut în 2010, s-au trecut cele două coduri, codul penal și codul de procedură penală, distinși colegi de-ai mei... Juriști. Eminențe
în domeniu, recunoscuți la nivel național, mi-au spus că este cel mai modern cod penal și cel mai modern cod de procedură penală din Europa. Astăzi, când sunt declarate, neconstituționale, 47 de arti- neconstituționale, și noi parlamentarii, nu avem curaj să discutăm, sunt declarate neconstituționale, de Curtea Constituțională a declarat 47 de articole neconstituționale. Și noi nu ne ocupăm de ele, ne e frică. Suntem fricoși în Parlamentul, Parlamentul României. Eu cred că serviciile și-au băgat coada inclusiv în întocmirea celor două coduri. Sunt absolut convins. Dar n-am argumente, nu putem asta. Și tot așa sunt convins că interesele unora la un moment dat au fost promovate în detrimentul altora. Că până la urmă asta e tot. Nu s-a făcut un cod penal și un cod de procedură penală care să facă justiția corectă în România. Ba din contră, și așa cum spuneți. Păi uitați-vă la ăsta, tenismenul, cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe tenismen? Pe Dinu Pescariu. Da, la Pescariu. Dinu Pescariu ce a făcut? A furat bine mersi, a stat în lateral, a furat bine mersi, a luat milioane, s-a dus și a spus că, băi, cu mine a mai furat și cocoși și pinaci de la Piatra Neam și nu știu mai cine. Ăia stau prin pușcărie și mai este și mai grav. Că, acum, justiția a demonstrat că în momentul când și-au recunoscut vina și ăștia, când te uiți, domnule, au luat 30 ceva de milioane și i-a dat 2 ani de zile. Știi, te uiți și vezi oameni amărâți care au furat găini și au luat 3 ani de zile, 4 7. Ani de zile, sau 7 ani de zile, da? Da, doamnelor și domnilor, îmi cer scuze. Iarăși revin la o chestie, domnul Ioan Nicolae, giurgiuveanul nostru, care ne-a adus Astra și singurul lucru de care se mai vorbește în România. Era 1-0 pentru Astra. Era 1-0 pentru Astra, meciul cu Dinamo. Nu știu cât e acum, dar doresc ca asta să fie campioană, cu toate că eu sunt dinamovist la origine, doresc ca asta să fie campioană, ca să vorbească, să mai aducă lumea, să știe lumea de noi în Europa și în țară. Spuneți și mie ce vorbesc. Deci, din punctul meu de vedere, domnul Ioan Nicolae stă în pușcărie pe nedrept și datorită unei justiții incorrecte în România. Domnule deputat, nu rămâne decât să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, dar timpul a zburat. Vă promit că vă chem și cât de curând pot să continuăm. Îmi pare rău astăzi că mi-ar fi plăcut să vă dau răspunsuri tranșate în stiluri, dar credeți-mă că sunt mult mai importante zilele și săptămânile viitoare, nu numai zilele și săptămâna viitoare, pentru a coagula ceva să opus PSD-ului în Giurgiu decât situația mea personală. Așa, doamnelor și domnilor, trebuie să vă rog să fiți foarte atenți că se folosește acum tactica dezinformării prin zvonuri. Este o tactică folosită, dumneavoastră o cunoașteți de foarte mult timp, s-a folosit cam în toate campaniile electorale. Vă rog să fiți noastră cei care analizați, să discerneți foarte bine informațiile pe care le primiți și vă spun sincer că nu tot ce se vehiculează este adevărat. Nu rămâne decât să vă spun o seară minunată să aveți în continuare, să ne revedem sănătoși vinerea viitoare.